Salutare! Numitorul unei fracții este cu 3 mai mare decât dublul numărătorului. Dacă scădem 9 de la numitor și adunăm 2 la numărător, fracția devine echiunitară. Aflați fracția! Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu un caiet și abia apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Ești gata? Întotdeauna când avem probleme cu mult text, înseamnă că acele probleme sunt foarte, foarte ușoare. Dacă avem răbdare, să citim textul și să-l transformăm în ecuații algebrice. Numitorul unei fracții. Știm că o fracție este formată din numărător. Să spunem că fracția noastră este A mic supra B mic. A mic este numărătorul și B-ul este numitorul. Deci numitorul unei fracții, adică B, este cu 3 mai mare, adică 3 plus, dublul numărătorului, adică de 2 ori numărătorul, numărătorul este A. Dacă scădem de la numitor, adică dacă din B scădem 9 și adunăm 2 la numărător, adunăm 2, A plus 2, fracția devine echiunitară. Echiunitară înseamnă că ce avem la numărător va fi egal cu ce avem la numitor, adică putem să spunem acest lucru. Să aflăm fracția, păi foarte simplu, pentru că avem două relații cu două necunoscute, le putem afla pe fiecare în parte și apoi înlocuim și vom avea fracția noastră. Deci de aici ce rezultă? Putem să rescriem acest sistem, să spunem că avem 2, B minus 2A este egal cu 3 pentru prima linie și pentru a doua B minus A este egal cu 9 plus 2, adică cu 11. Și dacă tragem linie și scădem cele două relații, să spunem a doua relație minus prima, B minus B se reduce, minus A minus minus 2A înseamnă minus A plus 2A, adică A, este egal cu 11 minus 3, adică 8. Și am aflat A-ul, iar pe B îl aflăm înlocuind A-ul într-una dintre relații, putem să-l înlocuim și aici și atunci B-ul nostru va fi 3 plus 2 ori A, adică 3 plus 16, care înseamnă 19. Și care este fracția noastră? Înlocuim numărătorul și numitorul și o să avem 8 supra 19 și acesta este răspunsul nostru. Trebuia să scriu aici că A supra B este acesta. O zi superbă să aveți!